Bună seara și bine v-am regăsit. Doamnelor și domnilor, suntem la agenda publică, iar săptămâna a început cu o ușoară creștere a ROBOR. În același timp, guvernul Tudose se prăbușește în sondaje. Despre toate acestea vom vorbi și noi în minutele următoare cu domnul Ciprian Costea, doctor în economie din partea PNL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru Vă invitație. mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, domnule Eugen Covaci, primarul DMR Carei. Bună seara, bine ați venit și vă Să mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. mulțumesc. Domnul Radu Ardelean, director adjunct Muzeul Județean Satu Mare. Bună seara, bine ați venit. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. Vă propun să începem cu sondajele. Domnule Ardelean, potrivit unui sondaj Avangard, doar unul din patru români au încredere în guvernul Tudose. Cum s-a ajuns aici? Sunt doar 3 luni de când guvernul Tudose a fost instalat. Eu am văzut sondajul și am văzut că susținerea din sondaj pentru coaliție nu coincide cu susținerea pentru guvern. Și așa cum spunea Caragiale că Coriolan Dumitrescu, dacă nu dădea drumul la statuia lui Mihai Bravo, își rupea mâinile. Ceva aici trebuie corelat. Ori și coaliția are 25%, ori guvernul, nu știu, toată lumea e de acord, dacă toți specialiștii sunt de acord că cel ce susține guvernul are peste 50% în sondajul ăsta, pe când guvernul are 25%. Și ceva nu e în regulă. E prea mare diferența asta. Eu știu ce să spun. S-ar putea să fie și real, pentru că mă rog, după toate mișcările de anul ăsta, după experiența cu celălalt guvern Grindeanu, s-ar putea să apară, dar nu știu, eu nu simt să fie chiar așa. Mare, am văzut niște mișcări a sindicatelor care sunt nemulțumite pentru niște legi ale salariilor, dar care oarecum sunt fantomatice. Ele vor veni de la 1 ianuarie, toată lumea se bate pe salarii, dar nu astea de acum, ci care vrea să vină, fiecare vrea să ia, dacă vorbim de mediul din administrația publică, din zona bugetară, dacă vorbim de societatea privată, de firmele private, și acolo s-ar putea să fie nemulțumiri. Încă nu sunt efecte, totuși, ale măsurilor luate, încă nu-i clar ce se va întâmpla cu banii aia cu care se cotizează la asta din partea firmelor. Nu știu, eu nu-mi explic, totuși, pentru că e o creștere economică, să zicem, nu știu dacă adică sigur că nu se bazează pe producție, ci pe consum și pe alte date, dar mie mi se pare prea mare totuși diferența. Să nu fie vreo, hai să zic, vreo mânărie politică. Da, Dar chiar. unii spun că e mâna președintelui care vrea să bage zăzanie între Dragnea și Tudose. Azi l-am Mâna auzit pe... președintelui, păi se spune că domnul Marius Pieleanu este apropiat al domnului Dragnea. Cum Da, ar păi fi atunci, putut totuși interveni președintele? Pieleanu dacă vrea să fie serios și să aibă... Că nu te joci cu lucrurile astea, totuși, că mai vine nimeni, nu mai ești credibil după aia. Asta știți foarte bine, că odată ce faci o prostie de asta, îți pierzi credibilitatea și îți pierzi pâinea. S-ar putea să aibă, dar am văzut mai multe voci care i-au cerut domnului Pieleanu toate datele de bază din sondaj și atunci poate se mai explică cumva, dar eu mă îndoiesc că o să le dea. Probabil că o să apară alte subiecte în 2-3 zile și asta se va îngropa.
Și vom vedea ce se întâmplă cu guvernul Tudose. Chiar așa, domnule primar, atunci cum se scadă guvernul în sondaje, iar PSD să se mențină? N-au fost prezentate sondaje legate de partide, adică domnul Pieranu n-a vorbit de acest subiect, nici nu știm dacă le-a făcut măsurători, dar a lăsat să se înțeleagă că PSD se menține la peste 40%. Eu îl văd pe domnul Pieranu un om serios, deci nu cred că este vreo șmecherie, nici eu nu sunt mulțumit de guvern, problema este alta. Și atunci, totuși, de ce coaliția are peste 50%? Pentru că nu sunt mulțumiți oamenii nici de opoziție, nici de liberal, de nimeni. Și cum această coaliție a mai schimbat un guvern, pe Grindeanu, mai poate să-l schimbe și pe ăsta. Frica mea este dacă poate să aducă alții mai buni. Deci, acest guvern nu se poate lăuda cu performanțe deosebite. Eu recunosc că în administrație publică a rezolvat problema. Ne-am și contrazis aici cu dumneavoastră și cred că și dumneavoastră ați avut dreptate și eu. Așteptările sunt mari și nu știu dacă acești miniștri sunt în stare să satisfacă așteptările oamenilor și oamenii pe bune nu sunt mulțumiți. Și de unde se aduc domnul Dragnea sau PSD sau ALDE, alți miniștri mai buni? Credeți treaba că lui. Au? Deci dacă s-a angajat cineva că guvernează România, el trebuie să aducă miniștri, prim-miniștri și așa mai departe. Dar este clar. Pentru mine ăsta e un semnal clar. Lumea nu este mulțumită de guvernare. Punct. Acum să încercăm noi să aflăm dedesubturile, putem, dar nu cred că este vreo șmecherie. Este o nemulțumire reală al oamenilor. Că oamenii au dreptate sau nu, n-are rost să analizăm acum. Domnule Costea, cum vedeți dumneavoastră acest sondaj? Adică cum să cadă atât de mult guvernul și PSD să rămână la peste 40%. Eu aș dori să intru într-un amănunt care poate nu este cunoscut de către toată lumea. Alături de sondajul de la Vanguard a apărut și de la Sociopol un sondaj care confirmă mare cam aceleași trenduri. Respectiv, o menținere la cote foarte ridicate a PSD-ului și o foarte mică încredere în guvernul României, care este tot al PSD-ului. Nu cunosc detalii ale construcției acestor sondaje. Dacă aș fi cunoscut modul în care au fost gândite eșantioanele statistice pentru ca să se realizeze sondajul, plus celelalte aspecte sociologice care sunt legate de formularea întrebărilor, aș putea să dau un răspuns. În schimb, senzația mea este că domnul Dragnea, având atât de multe probleme pe cap, și cu justiția, și cu supozițiile conectate la anumite dosare, cu nemulțumirile publice din ce în ce mai alarmante, cu constatarea faptului că economia este foarte frumos fardată, dar în realitate, în dedesubturile sale, creșterea economică nu este realizată pe baze solide, cred că a încercat orchestrarea unor influențe care să scoată partidul pe un nivel pozitiv, guvernul într-o latură negativă, pentru ca dânsul să aibă un ascendent mai mare asupra deciziilor pe care guvernul le ia. Cu alte cuvinte, cred că domnul Dragnea nu este totalmente străin de apariția în acest moment a acestor sondaje și va încerca să profite pentru a-și impune punctul de vedere asupra actului de guvernare. Va încerca PSD sau va avea curajul PSD să-și mai trântească odată propriul guvern? N-ar fi prea mult totuși într-un an să trântești două guverne?
Pentru domnul Dragnea, care nu își cunoaște mai bine propriul interes decât interesul general, nu ar fi nicio problemă. Așa cum de pe o zi pe alta guvernul Grindeanu nu a mai îndeplinit condițiile exigențelor ridicate ale domnului Dragnea, ne putem trezi că și guvernul Tudose, atunci când nu ascultă de comenzi, nu mai este bun. Și domnul Dragnea este, după cum am văzut, avem precedentul din urmă cu 3 luni, este în stare să-și schimbe propriul guvern și a doua și a treia oară, oricând simte dânsul nevoia, pentru ca să fie dânsul vioara întâi și nu colegii săi din partid. Domnule Ardelean, va mai trânti odată PSD propriul guvern? Eu nu cred că își permit să mai fac odată, dar ce... trebuie să vedem dacă sunt aceleași condiții ca atunci când a început criza guvernului Grindeanu. Atunci Grindeanu era acuzat că nu colaborează cu administrația publică, tocmai de primărița Bucureștiului, care era nemulțumită de reacția guvernului față de cererile lor și de faptul că nu are dialog cu primul ministru, ori chiar din cadrul acelui partid, nemulțumirile s-ar fi adunat. S-ar putea ca Sorin Grindeanu să nu mai tânăr și, după cum am văzut, poate fi și impulsiv. V-ați întrebat să nu aibă... că probabil acel motiv a fost unul fabricat, tocmai pentru a avea... Da, da, ceva bun. Ăla a fost fabricat, a fost un pretext. Celelalte totuși au existat. Deci acolo s-a întâmplat ceva. Nu a fost numai o chestie de orgoliu între Dragnea și Grindeanu, că totuși hai să-i bănuim de puțin mai mult dacă nu responsabilitate, măcar puțină experiență și știa, adică nu cred că a fost o simplă joacă de orgolii să se vadă care e mai tare. Eu cred că au fost niște nemulțumiri față de Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, influențat de Ponta și de alții, o reacționa cum a reacționat, s-a ajuns, s-a escaladat, dar poate că, nu știu, poate că premierul Tudose reacționează altfel. Poate va fi suficient să-i se ceară, poate nici nu va apărea. I se va cere demisia domnului Tudose? N-am cum. Deocamdată nu sunt semne. Dacă s-a întâmplat odată, nu înseamnă că se întâmplă tot timpul. Atunci o fi fost ceva, eu nu vreau să cred că aia a fost o joacă de copii cu destinele țării. Acolo s-a întâmplat, a fost o defectat ceva, s-a întâmplat ceva, poate că nu știm noi totul, dar ceva s-a întâmplat, clar. Dincoace, deocamdată l-am auzit azi pe Liviu Dragnea că și dânsul și Călim Popescu-Tăriceanu n-au nicio problemă de comunicare cu Tudose și râde. Astăzi Liviu Dragnea e la întâlnire cu liderii NATO și, mă rog, poate că Liviu Dragnea încearcă să nici nu mai apară în prim plan la guvern toată ziua, bună ziua, cum au făcut cu Sorin Grindeanu. Încearcă să țină puțin distanța. Poate își face treaba, dar nu chiar la vederea ca așa, ca atunci în guvernul Grindeanu. Eu m-am uitat și la miniștri și cred că miniștrii din guvernul Tudose au un plus de maturitate față de cei din... Deși stâlpii au rămas aceiași. Adică... Da, plus de maturitate, spuneți noastră, domnule Ardelean, domnule primar, premierul Tudose, 27% este depășit de Meleșcanu, de ministrul de externe, de Olguța Vasilescu, de Tudorel Toader, ministrul justiției. Ministrul justiției este creditat cu 30%. Tudose la 27%, domnule Covaci, în condițiile în care în august tot un sondaj Avangard îl arăta la 48%, adică 48% dintre români avea o părere bună despre premierul Tudose.
Cum se scaze atât de mult? Nu comunică premierul. Și când comunică, nu este, în accepțiunea mea, suficient de clar. Deci, cât mă pricep eu la politică, îndrăznesc să afirm că este foarte slabă comunicarea lui Tudose spre exterior și acest lucru îl defavorizează. În schimb, încă o dată spun, n-are rost să căutăm noi aici șmecherii sau alte interpretări. Din sondaj reiese clar, dacă au întrebat 1000 de oameni care întreabă de obicei când fac un sondaj. Peste 700 de persoane este. 700. Și nu sunt destul de mare, că e 4%, ceea ce înseamnă că... Marja poate fi 3-4%, dar la jumătate. Deci deja e clar. Statistica. Guvernul are jumătate din cât are coaliția. E o problemă. După părerea mea, asta îi convine lui Dragnea, dacă intrăm în speculații. Îi convine? Da, bineînțeles. Tocmai vreau să vă întreb, domnule Covaci, cum de a dat pe piață Marius Pieleanu acest care este apropiat de PSD? Care este apropiat de PSD? Cui folosește acest sondaj? PSD-ului. Cum să folosească PSD-ul în condițiile în care guvernul PSD este, se prăbușește, s-a prăbușit în sondaje. Vicepremierul Marie Ciolacu are doar 9%. Ok. Guvernul meu, când a spus domnul președinte, a venit Cioloș. Dar lumea nu l-a asociat guvernul pe Cioloș președintelui. La noi, nu știu cum judecă lumea, dar nu suntem cam consecvenți când lipim un guvern de un partid. Și noi gândim că Tudose e așa, Dragnea e pe dincolo. Pur și simplu, eu nici nu mai încerc să înțeleg cum asociază puterea. Mă credeți că mulți cetățeni nu sunt în clar ce înseamnă parlament, guvern sau partide. Toate li se pare... Probabil că așa este, domnule primar, nu, și este pricepem acest lucru din vina clasei politice, aș spune eu. Pentru că parlamentarii noștri, atunci când sunt în campanie electorală și se duc să-și facă campanie la țară sau în orașe, oriunde vreți dumneavoastră, ei promit tot ce le trece prin minte. Și ce nu-i treaba lor. Exact. Și atunci cum să facă omul diferență între parlament, între guvern, între președinte? Păi se învețe. Deci azi au fost la mine vreo 50 de copii în cadrul unui proiect Erasmus din 4 țări, Belgia, Italia, Franța și România, și a venit un primar ales, dintre ei un tânăr din Belgia, și ei au zis că sunt reprezentanții unui oraș ideal. Și ei privesc lucrurile, în primul rând, din punct de vedere ecologic. Și mi-au prezentat cu consilierii lui cam ce gândesc ei despre un oraș ideal. Ok, au aplaudat tinerii și am zis, domnul coleg, dacă vrei să ajungi primar, să înveți de la mine două lucruri. Să nu-ți faci iluzii, să n-ai deziluzii, deci dacă ești prea idealist, nu e în regulă. Și dacă faci un program ecologic, să nu faci din punctul de vedere al activiștilor ecologiști, ci din punctul de vedere al celor din orașul tău, și atunci sigur vei fi ales. Eu am fost mai mult aplaudat de tineri, pentru că mie mi-au dat dreptate. Și acești tineri care sunt între 12 și 17 ani, nu au o cultură politică, spun eu,
De niciun fel, nu solidă, de niciun fel. Nici ăla din Belgia, erau valonți, ăsta am aflat că vorbeau franceză, erau italieni din Napoli și românii noștri din care, nu mai știu francezii de unde erau, în schimb, nu trebuie să ne mai mirăm când apar asemenea discrepanțe. Deci, nu știe lumea ce înseamnă guvernare, ce înseamnă parlament, ce înseamnă autonomie locală, ce... Este, cum spune, un holoimes în capul oamenilor de neînchipuit. Și dacă noi încercăm acum să deslușim, nu vom reuși, pentru că eu nu fac iluzii să n-am deziluzii. Domnule Costea, da. Cum se face că PSD rămâne sus și guvernul cade? Nu știe lumea că acest guvern este susținut de PSD, că PSD este cel care a dat guvernul, premierul, ministrii? O parte știu, o parte într-adevăr nu înțeleg și ca tare nici nu știu. Cert este că am reiterez o idee pe care am enunțat-o. Nu cred că domnul Dragnea este străin de apariția acestor sondaje și cu certitudine el va încerca să profite prin ascendentul moral pe care în acest moment aceste sondaje îl dau față de, să spunem, primul ministru actual, care este colegul său de partid, pentru ca să-și impună anumite decizii pe care să le ia guvernul. Dragnea va putea foarte ușor să vină să spună: uite, programul de guvernare pe care partidul a făcut este așa, voi, guvernul nostru, nu faceți ce trebuie, hai să faceți cum vă spun eu. Și așa probabil că o să constatăm o influență directă sau indirectă mai mare a domnului Dragnea în ceea ce înseamnă actul de guvernare. PSD-ul este un partid care are oricum o structură foarte compactă de alegători, dar nici de cum nu este atât de masivă ca și procentele pe care aceste sondaje le aduc în fața opiniei publice. Guvernul este o instituție politică prin faptul că sunt miniștri și prim-ministru numiți politic prin vot în Parlament, dar totuși vorbim de o instituție și există o percepție a oamenilor că în România oricum nu se face o guvernare bună. PSD-ul face o guvernare greșită, e adevărat, dar guvernul ca instituție trebuie respectat pentru că este unul din stâlpii fundamentale a unei democrații reprezentând puterea executivă. Domnule Costea, socialdemocrații nu-i vor cere lui Liviu Dragnea sau premierului Tudose demisia? Este o posibilitate. Având în vedere rezultatul sondajului. Este o posibilitate, dar înainte de a-i cere demisia, Liviu Dragnea va încerca să își impună anumite proiecte legislative care prezintă interes pentru dânsul. Dacă va observa că domnul Tudose nu stă drepți și cu sărumâna înainte, va lua adică, măsuri de... Adică, ne spuneți că domnul Dragnea va deveni protectorul premierului Tudose? Nu, va deveni persoana care va încerca să-i dicteze în fiecare dimineață agenda de lucru a premierului Tudose prin ascendentul moral care îl conferă rezultatele sondajului. Eu nu cred că până acum, dacă vroia Liviu Dragnea, Tudose ar fi făcut altfel. Mă rog, nu cred că avea nevoie de sondajul ăsta ca să înțeleagă. Premierul Tudose știe foarte bine că trebuie să aplice, așa cum se spune, programul de guvernare. Deja e o paradigmă și când îi cere partidul, știe foarte bine ce se poate întâmpla. Așa aveți dumneavoastră senzația, să... domnule Adelian, că domnul Tudose ascultă de vorbele domnului Dragnea sau de așa ordinele domnului Dragnea? Dar declarațiile lui. De la începutul mandatului niciodată n-am simțit să apară scurt circuite pe traseul ăsta. Eu nu știu
Eu n-am văzut. Eu nu cred că era nevoie de măsluit un sondaj ca să-l controleze pe Tudose. Și atunci nu cred. Cum se face că domnul Tudose nu sesizează CCR? Știți că e problema aceea în dosarul Belina. Nu, eu vreau să spun așa, că într-adevăr, aici sunt două, puterea legislativă și puterea executivă, care e guvernul și care nu e ales. Acolo unde se fac alegeri, coaliția stă bine. Știți? Guvernul își permit să dea rezultate și din astea, da, nu suntem, nici noi nu suntem mulțumiți. Se poate și mai bine și poate fi o mișcare de imagine. Deși eu nu cred. Vreau să încerc să corectez ceva. Într-adevăr, multă lume nu știe cum stau lucrurile, nu știe drept constituțional, nu înțeleg ce face prefectul, ce face primarul, ce a Consiliul Județean, dar sondajele nu se fac pe oamenii aia. Aia 60% din populație care nici nu vin la vot. Din cei care se prezintă la vot, o mare parte, eu cred că înțeleg și sondajul, deci sociologia are niște pârghii care îi permit să sondeze cum trebuie, să prevadă rezultatele unui posibil vot. Deci ei întreabă oameni care mai înțeleg ceva, pentru că sunt niște întrebări acolo din care te elimină din rezultat. Nu, 700, dar în realitate că pe 700 de... Domnul Ardelean, dacă îi întreabă doar pe cei care mai înțeleg ceva, atunci nu, din start e greșit acel sondaj, pentru că la vot nu merge doar cine înțelege politică. Întreabă, păi, bun, dar ca să înțelegi, să poți să îți dai seama cam care ar fi rezultatul votului undeva cu un 3-4% diferență, trebuie să întrebi, să înțelegi cum se votează. Deci trebuie să întrebi cel care merge la vot. Știți? Și care nu toată lumea înțelege, așa cum ați arătat și sondajele, nu știu dacă... Eu am avut întâmplător ocazia să răspund și telefonic și în alte... la niște sondaje de tipul ăsta. Și acolo sunt niște întrebări preliminare care te mai întreabă câte ceva și care te elimină de la, te pune în altă categorie. Deci nu ți ia în considerare răspunsul. Dacă, mă rog, sunt niște șmecherii făcute de sociologi, dar într-adevăr, ignoranța în domeniul ăsta e mare. Multă lume zice, păi, nici nu-mi trebuie, ce mă interesează, ce fac aia. Dar când ajunge la primărie, nu știe în ce parte să se ducă și nu înțelege de ce mă trimite acolo, de ce acolo. Trebuie să le știe. Ar fi foarte bine ca oamenii să fie conștienți și să înțeleagă mecanismele puterii și tot ce... Pentru că sunt direct interesați de ce se întâmplă acolo sus. Dacă nu știu, mă rog, parcă totuși ar trebui și din partea puterii puțin altfel de opinie față de... Să povestesc o fază, am gândit să îndrăznesc să povestesc, dar eu cred că e bine să știe să mărini. Joi am fost la Ministerul Dezvoltării, unde m-a primit un... La doamna Șaide. N-am ajuns la dânsa, am ajuns la domnul secretar de stat Gâdea. Gâdea. Întâmplător, este de ce râdeți? Domnul Gâdea, domnul Gâdea, în schimb, este din Teleorman. Întâmplător. A fost vicepreședintele Consiliului Județean, deci, când domnul președinte era domnul Dragnea. Spre neșansa mea, era un pic supărat când am ajuns eu la dânsul, dar mi-a zis că vreau să vă ajut, domnul primar. E lungă povestea, spun numai finalul, am ajuns de la Ministerul Dezvoltării la alți doi secretari de stat și am ajuns la Ministerul de Interne peste două ceasuri, unde m-a primit o echipă întreagă condusă de directorul general al Direcției de Administrație Publică și se pare că acea
acel proiect de hotărâre de guvern făcut de Consiliul Județean și Prefectura Satu Mare în 2 iunie va fi promovat săptămâna asta. Spre surprinderea mea, m-am înțeles cu niște secretari de stat, niciunul din Ardeal, și m-au ajutat. Eu am zis că m-au ajutat și au făcut treabă, vreau să spun. Cum v-au ajutat chiar? Păi, concret, este o aberație în legislație că un teren oarecare poate fi și un imobil, la prima întabulare se întabulează provizoriu. Asta poate fi și o vestiar și un WC public, cum este cazul Careiului, dar nu despre asta este vorba acum. Ca să se definitiveze întabularea, trebuie o hotărâre de guvern. Așa e regula din 2002, de când a hotărât inventariarea domeniului public. În cazul nostru am depus un proiect cu un teren care e în total 5 hectare, teren degradat, provizoriu, prima întabulare, numai nu reușeam să schimbăm înregistrarea. Discuție de câteva luni de zile, în sfârșit zic eu că m-au priceput cei de la Direcția Generală de Administrație Publică că fără să facă ei acea hotărâre de guvern care se face de peste 10 ani, eu nu pot să particip, deși proiectul nostru despre acest parc în valoare de 12 milioane de lei a primit cel mai mare punctaj pe nivel de țară, dar administrativ la prima evaluare ne-au eliminat. Acum am depus a doua oară, iarăși suntem acolo, am trecut cel mai bun punctaj la evaluare administrativă. De ce? Pentru că datorită temerii, nu cumva să ajungă o proprietate în stânga, în dreapta, nu e cazul Belina, că statut al primăriei care... Domnule, întreabă toate instituțiile posibile și posibile din județ, probabil și muzeul, finanțele și SRI-ul a fost întrebat, am aflat. Deci, cum de nu i-a întrebat și atunci când a fost vorba de Belina? Belina, e mai clar, Belina a fost dată înainte și de guvernul Boc, acolo e altă chestie, asta e numai fațadă. Dar necazul este că anumiți funcționari din anumite locuri nu pricep ce e la carte funciară. Și dacă cei de la cartea funciară nu știu a cui este acel teren și primarul sau primăria, nu știe nimeni, să fie clar. Deci poți să întrebi tu și SRI-ul că nu o să afli. Și ei de 3 luni de zile încearcă să dibuiască, pentru că s-au speriat niște oameni de acolo, că acel teren nu cumva este revendicat de nu știu cine. Că până la urmă am aflat de ce batem noi pasul pe loc. În schimb, trebuie să remarc că am constatat o bună voință din partea unor oameni care nu i-am văzut niciodată. Domnul Gâdea nu este rudenie cu vestitul ziarist. Dar e o bună cunoștință de-a lui Dragnea. Domnul Adelea, să fi gândit la Suzana Gâdea dinainte de 89. Dar am avut noroc, pentru că dacă acei oameni care i-a adunat el într-o oră, nu se temeau de Dragnea, nu l-ascultau nici pe domnul Gâdea, fiți sigur. Ei au făcut pe dracu un patru să se pună în temă. Pe când am ajuns eu la Ministerul de Interne în 25 de minute pe jos, pentru că taximetristul mi-a explicat, domnule, dacă vrei să te duc cu taxiul, ajungi într-o oră și ceva. Dacă o iei pe aici pe jos, treci Gârla, cum au spus ei, adică Dâmbovița, ajungi în 20-25 de minute. Așa au fost. Norocul meu că totuși mai cunoșteam Bucureștiul și am știut cum să mă duc. Deci, pe când am ajuns eu la Ministerul de Interne, erau adunați toți care în tema respectivă trebuia să iei hotărâri și să promoveze hotărârea de guvern. Da, revenind la acest sondaj de opinie, domnule Costea, Pieleanu a precizat că scăderea din ultimele 2 luni a guvernului Tudose în sondaje, bineînțeles, este similară cu situația lui Emil Boc din perioada guvernării PSD. Emil Boc a avut o conjunctură economică aparte. A fost o criză
care nu a pornit din România, ci din exterior și care ne-a măturat și pe noi. În momentul de față, la nivel internațional, chiar dacă există niște precursori a unei posibile crize în viitor, nu putem vorbi de nicio criză. Există stabilitate, există o creștere economică destul de robustă și la nivelul Uniunii Europene, principalul partener extern al României, mă refer la țările din Uniunea Europeană. În această țară avem o creștere economică bazată pe consum, adevărat, dar totuși o creștere economică destul de importantă și ca atare nu cred că se pot compara cele două momente în timp. Ce se poate în schimb spune este faptul că începând de la prestația publică a domnului Tudose și continuând cu aceste măsuri care sunt foarte frumos fardate, dar nu sunt tocmai corecte din punct de vedere economic față de contribuabilii din România, își fac efectul și asupra percepției prin actul de guvernare. Domnul Tudose, primul ministru al României, dă acea senzație de om dur care pune lucrurile să funcționeze, face ordine, dar este, știți, precum acei câini care latră și nu mușcă. De multe ori a amenințat, a tunat în stânga și în dreapta și nu s-a întâmplat nimic. Asta ca să vorbim de percepția publică a oamenilor față de primul ministru al României. În al doilea rând. Așa este, aveți dreptate. În fiecare săptămână când este ședință de guvern, înainte de ședință, domnul Tudose ceartă 2 sau 3 miniștri. Păi asta este așa. Fața să pară băiatul dur, dar concret rezultatul nu este palpabil și nu se întâmplă nimic. Plus că măsurile economice în special pe care le iau nu creează decât incertitudine, o lipsă de stabilitate și pot genera în viitor o adevărată revoltă din partea oamenilor care, iată, nu se duc la vot. Și eu am o vorbă care este valabilă întregii clase politice, inclusiv partidului pe care reprezint. Să ferească Dumnezeu atunci când vor veni toți românii la vot. Ar fi ideal, pentru că atunci cu adevărat s-ar face o promovare mult mai riguroasă a oamenilor politici. Și acum chiar așa, domnule, de altfel noi știm cum era și când mergea toată lumea la vot. Dați-mi voie să-mi continui de aia. Eu știu de ce am ajuns la promovare. O altă problemă foarte, foarte gravă din punctul meu de vedere al acestui guvern este calitatea oamenilor. Foarte mulți oameni care au specializări pe anumite domenii și sunt miniștri în segmente pe care nu le-au avut ca și experiență prin CV. Cu alte cuvinte, s-a constatat o promovare pur politică în foarte multe cazuri în cadrul Guvernului Partidului Social Democrat. Domnule Costea, întreabă colegii mei din regie, de unde știm noi sau cine ne-a spus nouă că domnul Tudose are și puterea să-i de afară pe acei miniștri de care este nemulțumit. Păi aici intervine factorul acela de presiune din partea domnului Dragnea. Și domnul Tudose, cu toate că face pe băiatul dur de multe ori, nu cred că are curajul să facă toate schimbările, pentru că pe undeva domnul Dragnea cred că îi arată o batistuță care oricând o poate pune undeva la păstare, împreună cu dânsul, bineînțeles. Domnule Covaci, zâmbeați când am vorbit de faptul că premierul Tudose își ceartă miniștrii săptămână de săptămână. Cineva i-a dat un sfat greșit. Era o mișcare de PR, un fel de... Vrea să-și creeze o imagine de dur prin aceste șmecherii, zic eu, ieftine și nu ține. Nu ține, lumea s-a prins că omul ăsta nu are carismă, nu el e șeful și e slab. Și având un prim-ministru care a pierdut credibilitatea, asta e rezultatul. În fond, asta a fost și problema lui Boc. Boc tot timpul a fost în urma lui Băsescu, pentru că nu reușea să se impună niciodată în fața lui Băsescu și a fost taxat. El era copilul ăla mic și ascultător pe care îl conducea președintele. Și lumea taxează aceste lucruri. Lumea știe că șeful este Dragnea
et companii, ăștia sunt niște executanți mărunți acolo care, a, sunt, mâine nu. Și iese la vot. Simplu. Dar eu nu fac probleme din cauza asta. Problema ar trebui să-și facă partidul de guvernământ dacă ar pica ei la 25%. Numai nu știu cine ar crește. Pentru că, să nu se supere pe mine, domnul Costea, nici liberalii nu stau bine, nu stă bine nimeni. Deci partidele politice intră din criză în criză și am mai spus în emisiunea dumneavoastră, nu ei conduc deocamdată. Se strofoacă, se chinuie. Și eu v-am mai întrebat cine conduce și refuzați alții. Să ne spuneți cine sunt alții. Alții care nu știm. O parte nici nu sunt din România. Sunt din alte zone, din alte țări și noi ascultăm, ascultători fiind, și nu reușim să ne impunem punctul de vedere, nu reușim să impunem interesele României a românilor. Aici e necazul. Domnule Ardelean, ne tot întrebăm noi aici și ne batem capul de ce scade în sondaje guvernul Tudose, că au fost trucate sondajele, că ce se întâmplă cu acest guvern. Dar vă puneți problema că probabil această scădere în sondaje se datorează și acestor măsuri preconizate de trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, de split TVA, majorării accizei la carburanți, scumpirilor din energie. Nu cred. Eu cred că e o problemă de imagine și ca să fie un subiect serios, ar trebui să mai așteptăm un sondaj care să confirme. Nu cred că... Acum, contribuția de la angajator, de la angajat la angajator... Am văzut că sindicatele au ieșit în stradă din această cauză. Nici eu nu înțeleg bine ce e aia, contribuția aia, eu nici nu știam că există. Mi-a explicat contabila șefă, zice, domne, e o contribuție pe care fiecare angajator, eu n-am fost niciodată angajator, deși nu am urmărit lucrul ăsta, dar n-am fost și am înțeles despre ce e vorba. Mă rog, acum domnul Costea, fiind economist, ne poate spune mai bine, dar eu nu cred că ăsta e un motiv ca oamenii să sară în sus. Omul sare în sus când simte direct că merge la magazin și cu 10 lei cumpăra două pâini și un kil de cartofi și acum nu mai ajung. Îi trebuie 15 lei și atunci e o problemă. Sau, da, eu mi-aduc aminte că după tăierile de salarii din timpul lui Emil Boc, nu scădea guvernul în sondaje și eu tot mă gândeam, ce țară e asta, frate? Adică, deși foarte mulți oameni erau nemulțumiți, încă erau pe linia de plutire. Și, mă rog, sunt niște mișcări de imagine. Nu-mi place cuvântul ăsta, dar o să-l spun. Sau formula, la masele populare, lucrurile întârzie tot timpul cu câteva luni față de niște lideri de opinie, niște discuții, niște puncte de vedere care se pun la un moment dat. Până când oamenii încep, am săturat și de Tudose ăsta și de Dragnea și ieși o pornit din stat greșit. Trebuie să recunoaștem, fiecare parlament, fiecare putere care vine, la un moment dat beneficiază de o perioadă până într-un an de zile în care nu prea se mișcă. Stă tot. PSD-ul de altfel se menține încrederea, deși foarte aici, în schimb, după alegeri, PSD, așa cum în alte cazuri s-a întâmplat și cu Convenția Democrată și cu PSD-ul în 2000 și cu PD-ul, au crescut în sondaje după preluarea puterii, după câștigarea alegerilor. De aia, la un moment dat, Traian Băsescu vrea alegeri anticipate, Călin Popescu-Tăriceanu nu vroia, pentru că PD-ul crescuse foarte mult și cum aveau o treime negociată cu PNL-ul, nu le mai convenea, că aveau prea puțin parlamentari acolo și început conflictul între Tăriceanu și Boc.
PSD-ul nu mai crescut în sondaj. A fost oprit de valul de manifestații din februarie. Dar se menține la un 50%. Domnul Adrian, nu e așa, a crescut. Nu a crescut, dar nu atunci. Ăștia crescuseră până la 60-70% după alegeri. În 2-3 luni de zile. PSD-ul are peste 50% acum. Și din nefericire, încă o dată spun. Și atunci de ce are guvernul 25%? Pentru că e o... Aici ceva nu se leagă, ceva nu știu. În capul meu se leagă clar, încă o dată spun. Oamenii nu sunt mulțumiți de guvern, ci consideră ca atare și îl taxează. Dar nu sunt mulțumiți nici de PNL sau de UDMR sau nu știu cine or mai fi pe eșchierul ăsta. Și atunci spun că, domnule, PSD-ul e ok, dar nu-i bun guvernul. Credeți-mă că lumea judecă așa. Să știți că opinia asta m-au zis și eu. Nu căutați nicio șmecherie. Asta e. Și care e problema? Îi convine de minune domnului Dragnea și PSD-ului și tocmai de aceea am aflat noi această minune. Dacă Pieleanu a făcut sondajul la cererea cuiva. Cred că mai degrabă domnului Dragnea în primul rând îi convine, ca să fim cinstiți. Stați un pic, cine-i PSD-ul? Este domnul Dragnea. Da, ce da, mai dar de ce îi convine lălăim? Domnule primar? Pentru că el să se arate că el e jupânul. Și ăștia lați, aveți grijă, n-ați făcut lecția în genunchi, acolo în colț. Asta e. Da, domnule Costea, după pauza de publicitate, vreau să ne spuneți de ce sare lumea în sus când se vorbește de acest transfer al contribuțiilor de la angajator la angajat. Rămâneți cu noi, revenim peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de aici din platoul Informația TV, unde alături de mine se află domnul Ciprian Costea, doctor în economie, PNL, domnul Eugen Covaci, primar UDMR Carei, domnul Radu Ardelean, director adjunct Muzeul Județean Satu Mare. Domnule Costea, de ce sare lumea în sus atunci când vine vorba de transferul, de trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat? Datorită faptului că este un nou experiment riscant al Partidului Social Democrat, unic în Europa și cu multe incertitudini. Transferul automat al acestor contribuții în sarcina angajatului nu face decât să crească presiunea fiscală derivată din contribuțiile sociale pe angajatul respectiv. În mod normal, în condițiile unei constanțe a veniturilor brute, veniturile nete vor fi mai mici ca urmare a majorării contribuțiilor sociale prin transferul acesta de la angajator la angajat. Ce mizează guvernul? Pe faptul că în România există un deficit de muncă și mizează pe faptul că în mod automat, de forță de muncă, așa este, și ca atare, pe faptul că toți angajatorii în mod automat vor ajusta veniturile brute ale persoanelor. În schimb, vă dați seama, este o muncă titanică, pentru că în această țară avem milioane de contracte de muncă individuale, care în mod normal trebuie negociate individual cu persoanele care vor fi în situația de a avea astfel de discuții pentru majorarea eventuală a veniturilor brute. Experimentul acesta riscant al Partidului Social Democrat, cu alte cuvinte, generează multe incertitudini. Nu oferă garanții nimănui și în acest context, inclusiv la nivel bugetar, se va putea observa că această creștere a presiunii fiscale pe angajat va genera, cu toate creșterile brute de salarii, o mult mai puțină evoluție pozitivă a veniturilor nete, cu alte cuvinte, a banilor pe care oamenii primesc în mână. Mai mult decât atât, în contextul economic actual, lumea începe să se uite în stânga și în dreapta și constată o creștere a prețurilor combustibililor, o creștere a prețurilor la produsele generale, constată estimări de creștere a inflației, constată faptul că indicele
robor este într-o creștere și toți oamenii care au credite conectate la acest indice, la un moment dat când se va face ajustarea, vor plăti mai mult rate la bănci și, cu alte cuvinte, veniturile disponibile ale oamenilor vor fi mai mici. Cu alte cuvinte, noi vorbim despre un populism care trece de linia normalității, inclusiv când abordăm subiectul acesta al trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. Mai mult decât atât, îmi permit să mai spun o idee. Un alt factor care nu interesează pe oameni, dar interesează pe puțini dintre cei aleși care trăiesc bine de pe urma salariilor publice, atâta vreme cât are loc o majorare a veniturilor brute, există salarii de demnitate în această țară care sunt corelate cu anumiți indici care se raportează la veniturile brute. Indemnizațiile aleșilor. Și ca atare sumele respective vor înregistra o creștere. Aici vorbim deja de interese particulare care nu ar trebui să-și aibă locul la nivelul persoanelor respective, dar politicienii și PSD-ul știe foarte bine treaba aceasta, vor trece cu vederea orice alte pericole și riscuri generate de acest artificiu fiscal pentru ca să câștige ei mai mulți bani. Domnule primar, aceasta e miza acestei modificări, acestei trecere a contribuțiilor? Nu am ce adăuga la ce a spus domnul Costea și eu înțeleg, adică sunt de acord cu dânsul. Eu sper să nu se facă acest lucru pentru Credeți că va renunța guvernul la această măsură? Sper, nu știu, dar sper pentru că, în primul rând, este un mare risc și pentru guvern să nu încaseze acești bani. Aș mai adăuga totuși la ce a spus domnul Costea că nu cred și spun cu părere de rău că mai putem forța de la 1 ianuarie 2018 creșterea în continuare a veniturilor, a salariului minim. Așadar, dumneavoastră ne spuneți că PSD nu-și va respecta programul de guvernare? Pentru că să mai crești cu 25%, poate și 15% ar fi mult, ar fi un risc enorm. De ce? În primul rând, ar nenoroci foarte multe firme mici, în primul rând, care n-ar putea să plătească aceste salarii minime, chiar dacă politicienii sunt favorizați pentru că cheia este salariul minim după care se fac socotelile. Deci, se contrazic, adică se ciocnesc două interese, zic eu, contradictorii. În primul rând, lipsa forței de muncă, care ar trebui să ducă la creșterea salariilor, deci dacă vrei să ai angajat, să plătești mai mult. Dar nu își pot permite, din punct de vedere economic, firmele să plătească aceste salarii. De ce? Pentru că nu au dotarea tehnică și multe altele care nu permit acest lucru. Deci, noi practic ne chinuim aici într-o situație disperată, nu avem oameni forță de muncă, dar în același timp nu ne putem permite în continuare să mărim câștigurile. Deci, sincer să fiu, nu știu ce se va întâmpla. Adică știu, dar mi-e frică că se va întâmpla. Adică vor aduce oameni. Nu au venit, n-au venit migranți, vor aduce firmele. De la au adus deja, domnule primar. Și vor mai aduce. Dați-mi voie să vă spun că ar aduce, dar nu li se permite de legislație decât 3500 de oameni în economia națională. Este o cotă stabilită. Și dacă modifică cineva legislația. Și aia care vin trebuie să nu poți să-i dai salariul minim. Sau... Este cu salariu mediu. Nu. Exact, este obligația legală de a angaja persoanele din afara spațiului Uniunii Europene cu salariu mediu. Deci o altă piedică și mi se pare... Nu, și atunci cum vă explicați, domnule Costea, că spațiile de cazare din municipiul Satu Mare sunt ocupate de muncitori
de la diferite societăți din municipiu. Și nu din spațiul european. Aduși din, da, din exterior. Există aduși. Cum? Dar există un necesar mult mai mare care nu poate să fie acoperit din cauza limitărilor legislative. Cum? Pentru că adeseori filmele preferă o profitabilitate mai mică decât să pice total afacerile pe care le realizează. Adică dumneavoastră ne spuneți că ai noștri de aici din satul mare, localnicii, sunt plătiți cu salariu minim pe economie și cei aduși din exterior primesc salariu mediu? Deci este obligație legală care poate să fie verificată a statului român ca persoanele aduse din afara spațiului Uniunii Europene să fie angajate cu salariu mediu brut pe țară. Este obligație legală, o aberație legală care o întâlnim în această țară. Tocmai ca să nu încurajeze aducerea. Tocmai ca să nu încurajeze, dar este o sfidare a normalității. Atunci, adică noi pe români putem bine, angaja cu orice și pe ceilalți. Asta e o lege care e de ani de zile. Da, așa este, dar niciodată nu a impus o dezbatere publică atât de serioasă ca și acum, când toată lumea caută cu disperare oameni și nu-i găsim. Atunci există a doua variantă, să plece. Cine aceste să plece, domnule? Păi au plecat ai noștri, acum pleacă și păi filmele. Știți cum e? PSD-ul am observat că și-ar dori să plece, că au început să trosnească așa rând pe rând în filme. Astăzi aflăm că s-ar da niște directive să fie controlate și cele patru mari firme de audit. După ce am lovit multinaționalele pe firmele românești, cu toate că spunem noi, nu, spun ei cât de mult le sprijină, de fapt le lovesc, splitează plata TVA-ului, ceea ce le va văduvi de lichidități companiile, au lovit în instituții financiare, dar după aceea se duc să se împrumute pentru ca să-și acopere deficitul bugetar de două ori mai mare decât în perioada similară. Unde anului trecut. Se duc? La bănci, înapoi. Bănci. După ce le troșnesc și le pentru fac praf, se duc pe la porțile lor să ceară bani împrumut. Ei, iată, asta face guvernarea actuală. Nu știu dacă se duc la bănci. Asta cum să nu? Emisiunea de titluri, ascultați-mă, titlurile emise de către Ministerul Finanțelor pentru acoperirea deficitului bugetar în procedura aceea de management a datoriei publice este refinanțat în cea mai mare parte de instituțiile financiare. În străinătate încep să se uite un pic mai așa la noi. Au crescut dobânzile și nu este exclus ca BNR-ul pe termen mediu să ducă și mai sus dobânda de referință, ceea ce automat va duce și roborul mai sus decât este în momentul de față, tocmai pentru ca să genereze atractivitate față de moneda națională, pentru ca investitori străini să dorească să acopere deficitul bugetar pe care prin dezmățul public Partidul Social Democrat îl generează. Domnule Covaci, este foarte grav ceea ce aflăm noi acum aici în această seară de la dumneavoastră. Românii se duc în străinătate să muncească pe bani puțini. Dar nu pe 500 de euro. Noi aducem muncitori din afară, din străinătate și îi plătim cu salariul mediu. Nu noi, aducem firmele. Firmele aduc, da. Și îi plătim cu salariul mediu, iar pe românii de aici îi plătim cu salariul minim. Deci, sincer, cei aduși din străinătate mai au și cazarea asigurată de societățile care îi aduc. Eu nu cred că ăștia sunt plătiți așa de bine. Nu cred. Trebuie să iei o șmecherie. În primul rând, nu sunt angajați direct al acestor societăți, ci prin transpuși. A doua problemă, încă o dată spun, firmele nu au oameni. Angajează pe cine apucă. Fură unii de la alții. Fură angajați. Angajații. Păi la asta m-am referit. Și ceea ce am încercat să explic că au două variante. Ori aduc oameni, chiar modificând, făcând presiune să se modifice legislația, sau închid porțile și își mută afacerea. Ei, acum se pune următoarea întrebare. Unde să se mute? Spre norocul nostru, nici ucrainienii nu sunt prea atractivi. Mai încolo, spre Rusia, nu cred că... N-au securitate. Exact. Deci, s-a cam închis un pic poarta și sunt foarte curios până la cât sunt dispuși să plătească în plus
românilor care ar lucra eventual la ei sau ar veni înapoi. Pentru că un tânăr din România nu vrea să câștige net sub 1000 de euro. Să fie clar. Și eu cred că fiecare avem cunoscuți care au plecat din țară pentru că n-au fost mulțumit cu 500-600, domne ferește, 800 de euro. Nu vorbesc de manager sau de salarii de vârf la unii. Din acest motiv, domnule primar, nu vor românii să lucreze? Nu vor tinerii? Nu sunt mulțumiți cu așa asemenea salarii. Pentru că se duc și unii vin acasă, care n-au reușit. Dar mulți câștigă peste 1000 de euro net. Deci, trebuie să ne gândim societatea. Până la cât putem merge, și aici e jocul, cu creșterea, până la ce nivel pot merge firmele, ce salarii mai pot da la oameni să nu dea și ei chici. Domnule Covaci, în condițiile în care acești tineri despre care vorbiți dumneavoastră văd că la stat, la primării, la alte societăți de stat se câștigă atât de bine și ei câștigă atât de puțin, este normal să aibă și ei așteptări și... Dar ei au plecat înainte de a avea la primării salarii mai mari. Da, știți, dar bine, vorbim de lipsa asta de forță de muncă. Lipsa forței de muncă s-a acutizat acum, dar este de anul trecut sau chiar de 2-3 ani. Dar acum este groaznică și nu văd ieșirea. Deci se pune întrebarea până la ce nivel, până la ce salarii sunt dispuse firmele din România să meargă să plătească la un angajat. Da, voi avea un comentariu. Să știți că nu este neapărat problema salariilor atunci când vorbim de un deficit mare de forță de muncă. Cea mai mare problemă în această țară o reprezintă o masă uriașă de persoane asistate social care, din păcate, consumă extrem de mulți bani din bugetele publice de la diverse nivele din România. Această masă de oameni, dacă structura asistenței sociale din această țară s-ar schimba, ar trebui să fie integrată în câmpul muncii, chiar obligată să muncească. Și să știți că reperul la foarte mulți oameni care vin să se angajeze au ajuns să reprezinte acești asistați sociali care primesc niște bani și oamenii de rând fac o comparație, păi uite, ăla nu muncește și atâția bani primește pe lună, eu de ce să muncesc și să primesc un pic mai mult când pot să nu fac nimic? Este trist, dar credeți-mă, aceasta este realitatea peisajului demografic în această țară. S-a cultivat prin asistența socială nemunca și toată lumea așteaptă să îi pice din cer bani fără să facă nimic. Există o foarte mare tendință de a se pleca mai departe și dacă noi în țară am schimbat structura de asistență socială cu obligarea oamenilor să meargă la muncă și am permite aducerea forței de muncă din străinătate în mod direct, nu prin tot felul de firme de leasing de personal cum se mai practică, s-ar putea acoperi pe termen mediu deficitul de forță de muncă. Repet, aducerea oamenilor din alte țări, din alte continente să lucreze în această țară nu reprezintă o imigrație care să ne pună în alertă, pentru că ar fi o imigrație controlată și o imigrație care are ca target principal generarea de forță de muncă ce să acopere deficitul uriaș care există în această țară. Desigur, aveți dreptate că oamenii așteaptă bani, dar să știți că la nivelul companiilor serioase nu există oameni care să fie plătiți doar cu salariu minim. Pachetul retribuirii este format din mai multe componente stimulative, astfel încât astăzi când cineva spune că este cu salariu minim pe economie, nu prea cred că își are corespondența în realitate. Domnul Costea, două comentarii. Nu sunt foarte mulți asistați social de la 700 și ceva de pe vremea guvernului Boc, în care ei sunt 100 și ceva, da, de dosare, de care au câteva sute de lei. Problema
aș mai continua. În aceste firme de care vorbiți serioase, salariul, vorbim de salarii brute, salariul minim e 1450, dar oamenii nu mai sunt mulțumiți cu 3000 de lei salariu brut, să fie clar. Pentru că din nou, zice, primesc în mână 2000 și un pic, nici 500 de euro, mie îmi trebuie 1000. Și așa judecă, nu 1000, chiar mai mult. Și dacă îmi dă 1500 în mână, muncesc și 10-12 ore. Să știți, și se duc tinerii noștri. Să știți că acum, dacă este să intrăm în detalii un pic mai economice, nu voi fi... Nu sunt numai economice, cum a spus dumneavoastră, are mai multe aspecte. Dar vreau să vă... Unii ascultă prietenii plecați, da? Și da, hai, da. Ce stai acolo pentru 2000 de lei? Hai aici, nu știu vreau unde, să în Spania. Legat... Și câștigi. Și când ajunge acolo, lucrează și sâmbătă și duminică 10 ore și rămâne, după ce plătește chirie, chestii, rămâne cu 300 aveți de euro. Aveți dreptate. Exact aici am vrut să ajung. Dar există o psihoză. Influxul de bani, ne admitim cu toții, vorbeam de multe miliarde la nivelul României de bani care intrau de la cei care au plecat în străinătate. Da. Se poate constata o scădere abruptă a sumelor care au fost remise de către cetățenii români plecați la muncă în afara României, tocmai datorită faptului că acolo, în Occident, ai un salariu mai mare, dar costul vieții este diferit. Și s-a schimbat situația și acolo. Situația. Și în același timp, domnule Costea, sunt mulți români care s-au stabilit în țările în care au muncit și au cumpărat, da, o locuință și nu mai trimit bani în țară, că nu mai au motive. Mai există un alt factor, că noi tot vorbim să se întoarcă înapoi. Să știți că atâta vreme cât în această țară, și aici chiar am vorbit în ultima perioadă cu destul de mulți oameni plecați, care voiam să văd când și cum au de gând să se întoarcă în această țară. Din păcate, această lipsă de stabilitate și de predictibilitate, aceste schimbări bruște în legislația fiscală, să nu uităm că a fost un atentat și cu impozitul pe cifra de afaceri pe nivelul companiilor și românești și multinaționale. Multinaționalele stau un pic puse la zid pentru că domnul Dragnea este deranjat de prezența capitalului străin în România, ceea ce nu este bine, pentru că o grămadă de angajați beneficiază de venituri, de bugetul beneficiază de contribuții și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt tocmai în regulă cu stabilitatea. Oamenii aceștia plecați, până nu vor vedea o stabilitate și o liniște socială în această țară, nu vor avea de gând să se întoarcă. La ce să se întoarcă? Să vadă toată ziua certuri și permanente lovituri între oameni care ar trebui să se ocupe de destinele țării. Ei, să știți, cu riscul de a nu câștiga atât de mult ca și în visul pe care l-au avut atunci când au plecat, preferă să stea în țări străine pentru că au o viață mai liniștită. Fără politică, Costea, fără vorbeați politic. De stabilitate. Ce va face guvernul cu programul Split TVA? Îl va implementa. Va renunța la el și vă întreb asta deoarece l-am auzit pe Dragnea astăzi spunând că așteaptă cu mare interes poziția ministrului finanțelor. Bineînțeles, domnul Dragnea la un moment dat era ferm că va fi introdus acest sistem. Altădată el spune că nu îl va mai introduce pentru că vorbește cu colegii din Parlament pe tema aceasta, dar alea nu se mai arată în spațiu public. După aceea, din nou, revine că ascultă pe sfătuitorii săi înțelepți, printre care și eminența de la Ministerul Finanțelor. Nu cred că Partidul Social Democrat va avea capacitatea profesională de a înțelege efectele negative ale acestui impozit. Desigur, și în Partidul Social Democrat există oameni de afaceri care înțeleg faptul că nu este un sistem bun, pentru că privează companiile de lichidități prin blocarea sumelor în contul acela special dedicat de TVA și drept dovadă din miniștrii Partidului Social Democrat din guvernul acesta cu cota de încredere scăzută nu au prea aplicat la trecerea opțională pe varianta de split TVA odată cu 1 octombrie la firmele pe care le au dânsii fiind acționari în mai multe companii. Se poate constata, cu alte cuvinte, că miniștrii PSD-ului
nu au încredere nici măcar ei în propriile politici pe care le promovează sub bagheta magică, dar nefastă a lui Liviu Dragnea. Da, domnule Ardelean, vă întrebam dacă îi se va cere demisia domnului premier Tudose. Acum vreau să vă întreb dacă îi se va cere domnului Dragnea să renunțe la funcția de președinte PSD. Și vă întreb asta dacă nu cumva senatorii din Comisia Social-Democrații, bineînțeles, cine să-i ceară altcineva, că doar nu o să-i ceară cei de la UDMR sau cei de la PNL să renunțe la funcția de președinte. Și vă întreb asta în condițiile în care am văzut senatorii social-democrați din Comisia de Finanțe că au votat împotriva măsurilor luate de guvernul Tudose, aceea privind majorarea accizei pe carburanți, split, TVA. N-a fost acesta oarecum un semnal că urmează debarcarea lui Dragnea din fruntea partidului? Nu. Nu. După părerea mea, nici vorba. Da. Se prea poate să mă înșel, pentru că nu sunt eu cel mai informat om în domeniul ăsta, dar mie nu mi se pare că Liviu Dragnea are vreo problemă în PSD. O problemă, aș vrea și eu o părere economică, pe cât se poate, din punctul meu de vedere. Eu cred că toată lumea acuză guvernul și PSD-ul, sau, mă rog, nu-l acuză, dar atrage atenția ca o clarificare, că această creștere economică, cea mai mare din Uniunea Europeană, a României, nu este o creștere, nu că sănătoasă, că de sănătoasă e sănătoasă, dar nu e una bazată pe producție, pe investiții. E făcută ca să crească producția, ca e o investiție. Bagi un ban ca să iei mai mult înapoi. Or, poate că am ajuns, din ce văd eu, am ajuns în situația să nu ne mai punem problema, să nu ne mai croim noi drumul nostru, să avem bani de investiții, să creăm pentru... ci umblăm să facem de aici colo și să dea din colț în colț orice guvern, că eu nu cred că dacă vine un guvern PNL sau USR sau așa, prin absurd, un guvern o să găsească, s-ar putea să fie puțin mai bun, dar nu cred că după părerea mea șansele sunt mici, dar din păcate asta vreau să observ, că nu mai toată lumea începe să vadă din ce în ce mai clar că frâiele nu sunt la noi. Nu mai suntem stăpâni pe ce avem în țara asta, suntem niște cetățeni europeni îndemnați să migrăm, să ne ducem în toată Europa, suntem primiți. Sigur, acolo viața e mai liniștită, dar tu ești un cetățean străin, nu ești cetățean, durează ani și ani de zile până și trebuie să-ți faci o situație și să dar te pui într-o situație. Dar unde sunt frâiele, domnul Ardelean? Frâiele sunt alte părți, dar nu-s la noi. Altcineva conduce, domnul unde. Primar ne spune da, că probabil, suntem dar... conduși din afară. Auziți, de la Bruxelles. La ultima... ultimul cancan politic ăla cu ouăle, am aflat că Olanda e cel mai mare producător de ouă din lume. Și Danemarca e pe locul 3 în clasamentul ăsta. Olanda mai are poziții din astea... Ouă. Nu ouă, dar are poziții în primele locuri și în alte domenii. Deci are ouă în alte. Dacă o țară ca Olanda sau ca Danemarca sau... țări mai mici decât România, poate fără atâtea resurse naturale, reușesc să se mențină în top cu populația jumătate cât a României și reușesc să se... sau Austria, nu mai vorbim de Austria, că n-are rost. Așa? Și noi stăm aici în estul Europei și nu reușim să facem... De altfel vedem sforțările Poloniei, care e o țară mult mai mare decât România. Și care încetul cu încetul pare că reușește să se impună altfel în Uniunea Europeană decât România.
Și ajung la concluzia că poate că e riscant jocul ăsta, dar eu îl aprob. Hai să vedem de ce suntem în stare, hai să ne luăm de piept, să vedem. Putem? Nu putem? Până la urmă cineva o să cedeze. Dacă guvernul a făcut calculele așa cum trebuie și știu și ei că riscă, s-ar putea să aibă o șansă de câștig. S-ar putea ca și multinaționalele să înțeleagă și să zică, da, domne, am câștigat și până acum, și dacă câștigăm mai puțin, rămânem totuși pe aici. Totuși avem statut de țară membru a Uniunii Europene, îi asigură securitatea acelei firme. Avem noi păcatele noastre cu fluctuațiile, cu schimbările astea bruște, așa, din mediul financiar. Se pare că s-a stabilizat puțin odată cu codul impus până la urmă de Victor Ponta. Acum, sigur că surprize pot să apară la noi oricând. Dar eu zic să vedem, să așteptăm până la urmă. Totuși, vedeți că noi vorbim de o bucată de vreme numai pe supoziții. Va fi rău, nu vor fi bani pentru aia, nu vor fi... Deocamdată sunt. Hai să vedem măcar un semn sau două. Acum roborul, sigur, roborul ăsta până la urmă e o chestie de politică monetară care nu depinde neapărat de guvern. Dar hai să ajungem și la semnele astea. Am văzut și sondajul cu că guvernul așa, dar totuși să vedem, să ajungem să vedem niște semne, da, de probleme. Da, spuneați-mi asta, domnule Adelea, să vedem dacă rezistăm. Eu vreau să vă spun că suntem pe final de emisiune și aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre noastre dacă vom rezista. Dacă vom rezista să câștigăm mai puțin, probabil, dacă nu se face... Vedeți, probabil. Dacă se face acel transfer, dacă vom rezista să plătim dobânzi mai mari, dacă vom rezista să plătim gaze mai scumpe, dacă vom rezista să plătim energie mai electrică mai scumpă, domnule Ardelean, ce mai este, domnule Costea? Dacă vom rezista să plătim carburanți mai, cu prețuri mai mari, dacă vom rezista să ne plătim dobânzile la credite, că slavă Domnului, domnul Tărician nu are dureri de cap, nu are credit. Nici ministrul finanțelor nu-l doare capul din acest punct de vedere. Vom rezista, domnule Ardelean? Vom reuși să trecem de această iarnă cu toate aceste poveri în cârca populației? Am rezistat noi la altele mult mai rele decât atâta. Dar nu-i sigur că va trebui să rezistăm la ele. Și cine nu va rezista, probabil că va fi guvernul, probabil că va fi coaliția, dacă lucrurile astea, așa cum unii sunt foarte nerăbdători să se întâmple, se vor întâmpla. Să vedem totuși dacă se vor întâmpla. Ne așteptăm iarna. Să vedem. Eu v-am spus, constat că vorbim numai pe supoziții. Toată lumea prevede. Care că, e supoziția, adică lumea, domnule Ardelean? Vedeți, roborul crește. Bine. Prețul la carburanți a crescut. Mă gândesc că ați văzut și noastră că a crescut mai mult prețul. Prețul la gaze crește. Prețul la energie electrică crește. Și atunci ne încălzește cu ceva, dar că nu, fiecare an, prag de iarnă, de la liberalizarea prețurilor, în fiecare an crește. Cu 2%, cu 3%. Uneori crește în aprilie ca să nu se simtă până în octombrie. Deci tot timpul cresc prețurile astea. Când au scăzut după vremea lui Ceaușescu încoace? Niciodată, tot timpul prețurile au crescut. Dar inflația stă deocamdată, stagnează, e mică, nu e nicio problemă din punctul ăla de vedere. Ei, când o să vedem că avem inflație, că începe să crească... A început deja. Unde? Că eu știu că a scăzut. Păi nu, săptămâna trecută. Este important să facem comparația dinamicii comparativ cu anul trecut și atunci se observă trendurile. Da, crescut. Bine, știți și dumneavoastră că puțin, 1%, 2% nu înseamnă. Să vedem, 5, 6%, 10%, atunci ne facem probleme. Domnule primar, vom rezista? Sigur. Noi am rezistat de-a lungul anilor la multe prostii. Va ieși lumea în stradă? Asta n-aș putea să spun. Te felicit sigur dacă sunt invitați. Asta am preluat de la domnul Cristoi, sper să nu se supere unii. Dar vom rezista, dar cu ce costuri? Pentru că nu se pune problema dacă rezistăm sau nu. Rezistăm noi la multe, dar
cu ce costuri și de ce? Îmi pun eu întrebarea. E o întrebare retorică. Eu sunt optimist, îmi văd de treaba mea la Carei, fiecare să-și vadă de treaba lui. Guvernul va rezista, domnule Covaș? Sigur va rezista, dar depinde, poate nu cu toți miniștrii. Eu nu cred că se pune problema schimbării primului ministru. Urmează o remaniere? Dacă crede domnul Dragnea că este cazul, sigur. Dacă nu, nu se va face. Până la urmă, domnul Dragnea este premierul României? Stați un pic, dar el este... Hai să nu fim absurzi. Vă dacă întreb cine, este... cine face remanierea în guvern? Păi stați un pic, dacă nu președintele partidului, cine să facă? Domnul Tudose? Primar, pe Boc v-ați supărat că îl conduce Băsescu. Acum văd că nu vă supărați pe Tudose. Nu m-am supărat, a fost o realitate. A fost o realitate. Ce să mă supăr? A fost o realitate. Băsescu era o personalitate așa de puternică că eu n-am văzut la PDL niciun om care să-i fi rezistat, să fie clar. Dacă cineva crede că nu Dragnea este șeful PSD-ului și șeful guvernului, habar n-are. Am învățat bine Dragnea lecția de la Traian Băsescu? Păi că tot de la Traian Băsescu vine și domnul Dragnea, să nu uităm acest aspect. Da. Unde a învățat el meseria de politician? Cu Băsescu. Și știe. O să vedem ce se va întâmpla. Domnule Costea, vom rezista și cum vom rezista? Cu o creștere a nemulțumirilor, cu speranțe năroite și în același timp cu speranțe de mai bine în viitor. Populația, bineînțeles că va rezista, dar ținând cont de aspectele economice de care tocmai vorbeam, în momentul în care se va constata că aceste creșteri de venituri nu sunt simțite în mod real și în buzunarul de zi cu zi al oamenilor, o să apară nemulțumiri mari. Nu este exclus să apară și manifestații pe tema aceasta. Sper să nu fie și conflicte sociale, pentru că nu avem nevoie de așa ceva, dar cred că va trebui să se ajungă la o echilibrare a politicilor pe care guvernul să le ducă în viitor, pentru că ceea ce se întâmplă în ultima perioadă nu este în regulă. Domnule Costea, cât de mult vor crește dobânzile? Nu se poate face o previziune pentru că nu știm dinamica implicării intervenționiste a băncii naționale. Dobânzile oricum fluctuează în fiecare zi. Va trebui să urmărim trendul inflației și în momentul în care vom vedea că va avea loc o creștere cu 1-2 puncte procentuale a inflației, ne putem aștepta la o creștere relativ corelată și a dobânzilor la moneda națională. Da, eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV, noi ne revedem mâine la ora 20.